Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu mai fi atât de critic. Partea a cincea. Tu cine ești de judeci pe aproapele tău? Iacov, capitolul 4, versetul 12. Nimeni nu vrea să-și petreacă timpul cu cineva care monopolizează conversația ca să actualizeze sau să încarce lista primelor 10 persoane care trebuie criticate. E mai atractiv să stai acasă și să te uiți la filme vechi în reluare decât să stai într-o asemenea companie. Este un adevăr greu de tolerat, dar oamenii de care ai nevoie cel mai mult te vor evita atunci când te faci cunoscut drept cel ce caută nod în papură. Uneori, critica este necugetată. Dacă ai sta sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, concentrându-te pe lucruri pozitive, nu ai spune niciodată așa ceva. Să ne amintim cum s-a exprimat Aaron. Păcatul pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți, scrie în Numeri la capitolul 12, versetul 11. El nu a încercat să-și apere poziția spunând: da, dar Moise s-a căsătorit într-adevăr cu persoana nepotrivită. Sau: meritam să fim și noi mai mult în lumina reflectoarelor. Nu. El și-a dat seama de greșeală, s-a pocăit și s-a întors de la ea. Și tu trebuie să faci la fel. De ce? Deoarece critica blochează revărsarea binecuvântării lui Dumnezeu în viața ta. Oswald Chambers a scris: ori de câte ori te afli în postura criticului, este cu neputință să intri în comuniune cu Dumnezeu. Am încheiat citatul. Oprește-te și întreabă-te: merită oare ca, prin eliberarea de moment pe care o simt când îi critic pe alții, să pierd sentimentul prezenței lui Dumnezeu? Pentru a recupera acest sentiment al prezenței Lui, trebuie să-ți mărturisești atitudinea critică și să o părăsești. Apoi să o înlocuiești cu una plină de bunătate și de dragoste. Astăzi, acum, apleacă-te pe genunchi și roagă-te: Doamne, iartă-mă pentru atitudinea și gândirea critică pe care le am. Recunosc că este o aroganță să cred că punctul meu de vedere este întotdeauna corect. Dăruiește-mi, te rog, har în relația mea cu ceilalți. Același har pe care l-am primit și eu de la tine. Ajută-mă să accept diferențele dintre noi și să nu pretind ca toți să vadă lucrurile exact așa cum le văd eu. Dă-mi izbândă asupra atitudinii mele critice. În numele Domnului Iisus te rog. Amin.